la comisia noastră. Vă rog, o luăm în ordine, domnul Tararache, domnul deputat Niță, domnul deputat Bode. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum știți, ieri am făcut acea interpelare pentru a rezolva această problemă. O să vă rog, așa cum v-am rugat și săptămâna trecută, avem două teme care sunt stringente și care nu mai necesită amânare. Unu, este această problemă cu consumatorii non-casnici. Trebuie scoasă din acea schemă care de la 1 ianuarie intră consumatorii non-casnici, să scoatem termocentralele, pentru că eu mă gândesc cu groază la Constanța, avem cea mai mare gigacalorie, plătim cel mai mare preț pe gigacalorie din țară și mă gândesc cu groază dacă mai crește mai mult de atât. Am depus acea interpelare, vreau și noi, Comisia de Industrie, să-i dăm soluția ministrului. Nu mai putem să așteptăm, că știe dânsul la Uniunea Europeană, l-am ascultat aseară, bătea câmpii la televizor cu explicații, nu avem de ce să mai așteptăm. Doi, redevențele. Mai avem o lună până la finalul anului și noi nu știm resursele naturale României, ce facem cu ele? Nu știm. Eu nu știu cum consideră acest ministru că reprezintă România. Noi l-am chemat aici la Parlament și spunea dânsul că când are timp, în funcție de program, dânsul cred că nu realizează că a fost investit de către acest Parlament. Acest Parlament are în spate voturile cele mai multe din România, voturile celor din stradă, da? Deci trebuie să conștientizeze că este investit de către Parlament. Nu cred că l-a votat CEA-ul niciunei companii private din România. Dacă așa s-a întâmplat, e foarte grav. Deci vreau să-l trimitem clar o hârtie Comisia de Industrie în care să-i cerem rezolvarea de urgență și o dezbatere aici la Comisie pe cele două teme. Liberalizarea de la 1 ianuarie pe gaze și să excludem termocentralele și doi, redevențele. Mulțumesc. Mulțumesc, stimate coleg, domnul deputat Niță. Da, domnule președinte, mulțumesc că mi-ați dat din nou cuvântul.